Ea este cea care a început păcatul. Da? Și pentru că a început păcatul, este menită să nască în chinuri. De asemenea, n-are ce să caute în biserică. Femeia, ea nu poate să fie hirotonită sau hirotonisită, n-are ce să caute pentru că nu e capabilă de rugăciune perpetuă, spune distinsul. Maica Tereza erau capabile de rugăciune perpetuă sau nu? De unde știe el că nu erau? În sfârșit. Deci, acum avem o poziție, în sfârșit, a patriarhului chiar. A patriarhului care, de ziua Sfintelor Femei Mironosițe, o sărbătoare creștină, mironosițele sunt femeile purtătoare de mir, care au fost și la crucificare și apoi au venit și la mormântul lui Iisus cu mirul pentru a fi uns corpul său. Și iată ce spune. Sfintele Femei Mironosițe reprezintă icoana tuturor femeilor evlavioase din Biserica lui Hristos, întrucât ele au deschis calea mărturisirii credinței în învierea Domnului pentru toate femeile drept măritoare, de la sfinte mucenițe, sfinte cuvioase, sfinte împărătese și până la toate mamele creștine care nasc și cresc copii în credință și iubire față de Dumnezeu și de semeni. Și mai spune Patriarhul, în acest sens, menționăm nașterea și creșterea copiilor în credință creștină, catehizarea copiilor în calitate de bunici, mame, soții, surori, profesoare de religie, și așa mai departe. Prin urmare, evidențiază Patriarhul importanța lucrării misionare a femeilor în viața bisericii și a societății românești. Deci este o dregere de la cel mai înalt nivel a busuiocului care a fost smotocit, da, de către domnul Teodosie. De asemenea, mai spune Patriarhul, în lupta cu pandemia prezentă, apreciază îndeosebe activitatea femeilor creștine care sunt cadre medicale, medici, asistente, infirmiere care cultivă iubirea milostivă față de oamenii suferinți aflați în spitale, ostenindu-se pentru tratarea și vindecarea celor afectați de COVID-19, deci menționează boala, dar și de alte boli. Deci, din ce spune aici Patriarhul Daniel, rezultă că femeia e în biserică și când e în spital. Rezultă că spitalul e biserică. Da? Pentru că acolo unde femeia cultivă iubirea milostivă față de oamenii suferinți, acolo e biserica. Și locul ei este în biserică, nu cum a dat-o afară respectivul Teodosie. Am folosit-o în mod precis, plecând de la o referință religioasă. E vorba de Sfântul Odo. Sfântul Odo este recunoscut atât de Biserica Apuseană, cât și de cea răsăriteană, pentru că el a trăit înainte de Marea Schismă din 1054. Cunoscut sub numele, mă rog, civil, să-i spune, de Odon de Cluny, abate de meserie, și care, ce spunea el în secolul X? Deci, ce spunea? Spunea așa, de vreme ce nu putem să atingem cu vârfurile degetelor încrașa înseamnă o flegmă, așa, udolea crotă, excremente, așa, cum să putem dori să îmbrățișăm ce sac de fiantă? Sac de fiantă înseamnă sac cu rahat, adică exact ce am citat eu. Asta se referea la femeie, la femeie în general, ca întruchipare în carne a diavolului, femeia, abatele Odon de Cluny. Deci, de aici am luat eu această expresie pe care
pe care am grefat-o pe domnul Teodosie, da? Dar el aparține tot unei fețe bisericești. Și acum, ce problemă am eu cu domnul Teodosie? Dom'le, dacă omul spunea femeia trebuie să nască în chinuri, ea a păcătuit, are condiția slăbiciunii ei, e în regulă. Dacă spunea femeile drept credincioase, nu femeia în general. Dar ați văzut ce a spus Upus Teodosie? Că femeia așa și pădin, și a spus, la care doamna în cauză spune, da, bineînțeles, femeia este supusă, ea trebuie să stea să facă copii, bărbatul e cruce întreagă. Bărbatul e, adică cum bărbatul e cruce întreagă? Adică există și cruce parțială. De ce e cruce bărbatul? Pentru că poate să deschidă mâini așa? Ca Cristo Redentor? Sau femeia nu poate să deschidă mâinile așa? Nu e cruce întreagă? Ce e aia cruce întreagă? Deci o vibrație aerului, acea doamnă a vibrat aerul fără să aibă nici un gând în minte când spune cruce întreagă. De ce trebuie ea să fie inferioară bărbatului? Pentru că bărbatul e cruce întreagă, da? Un semnal nul. O vorbă goală. Dar nu înseamnă nimic. Dar există, din păcate, există destule femei care își asumă această condiție. De consideră că asta e menirea lor, dacă bărbatul vine și îi mai dă și niște pumni în cap. Sau nu, că asta știți că încă de pe la sfârșitul secolului XVIII, un domnitor fanariot dăduse un ucaz că femeia poate să fie bătută de bărbat, că așa e bine și creștinește, dar să nu-i dea în cap. Așa. Deci, o femeie care își asumă această condiție de a fi bătută, tratată ca o ființă inferioară de către bărbatul ei, e în regulă. Va fi de acord cu ce spune domnul Teodosie și este o femeie credincioasă. Dar domnul Teodosie a vorbit despre femeie în general. Mai sunt și alte femei în țara asta, da? Care nu acceptă o astfel de condiție, care nu se consideră niște ființe slabe, inferioare și care trebuie să se chinuie în naștere pentru că au păcătuit. Sunt multe femei în țara asta care merg la biserică, da? Și poate că sunt mai multe decât bărbați. Și te apuci să vii cu astfel de exprimări față de condiția femeii, păi ce faci, domnule, să duce deverul, domnule? Dincolo de toată povestea asta, domnule, să lămurim ce este, pentru că Teodosie a spus așa, domnule, dacă vreți să sancționați pe cineva, îl sancționați pe Dumnezeu, pentru că eu n-am făcut altceva decât să redau ce scrie în Biblie. Și are dreptate aici. Deci problema e aici. E dincolo de Teodosie. El n-a inventat chestiile astea. Le-a luat din Biblie și le-a comunicat. Deci avem o problemă cu Sfânta Scriptură. Hai să vedem ce zice în Facerea. Va să zic că Adam și Eva sunt în... Adam, mă rog, este în Rai. Și îl avertizează Dumnezeu în primă instanță, îi spune, dar din toți pomii raiului poți să mănânci, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el, cu moarte vei muri. În ziua în care vei mânca din pomul cunoștinței, cunoașterii, de fapt, vei muri în acea zi. După care Dumnezeu practică în paragraful următor, ceea ce nu pot să numesc decât clonare. Pentru că îl adoarme pe Adam, îi scoate o coastă și fabrică o femeie. Asta este clonare, domne. Da? Deci, clonarea, din punct de vedere al doctrinei creștine, ar trebui să fie perfect la liber. După cum nu e și bine că nu e. Așa. E, mai departe însă,
Ce se întâmplă? Șarpele, care e simbolul diavolului aici, vine și le spune, îi spune femeii lui, femeii lui Adam, care încă nu se numea Eva. Îi spune, nu mânca, ea spune, nu avem voie să mâncăm din roada pomului care este în mijlocul raiului, ne-a zis Dumnezeu, ca să nu muriți în aceeași zi. La care șarpele i-a spus femeii, nu, nu veți muri, dar Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca din pomul acela, vi se vor deschide ochii și veți fi ca niște dumnezei, cunoscând binele și răul. Și femeia a văzut că pomul e bun de mâncat și că plăcut le este ochilor la vedere și că e de dorit spre câștigarea priceperii. Și a mâncat împreună cu Adam. Deci ce avem aici? Dumnezeu a mințit, l-a mințit pe Adam, diavolul a spus adevărul. Pentru că în clipita în care au mâncat din pomul interzis, Adam și Eva nu s-au prăbușit morți la pământ. După cum avertizase Dumnezeu, căci în ziua în care vei mânca, vei muri. Nu, n-au murit. Dimpotrivă, s-a întâmplat ceea ce a spus diavolul, șarpele. Au devenit conștienți de sine, au căpătat conștiință de sine. Au înțeles, nu? Adică este ceea ce diferențiază omul de animal. Un animal nu poate ieși din sine. Nu poate fi preocupat de faptul că este câine sau că este pisică. Omul poate. Omul are conștiință de sine. Exact asta au câștigat prin mâncând din acel pom. Deci ce se întâmplă acolo n-are încă ceva. Mărul, simbolul coruperii, da? Sexuale, mărul, da? Mărul lui Adam, bucata, a rămas în gât. Nu e niciun măr, stimați drept credincioși. Textele originale, atât cel ebraic, cât și septuaginta, în greacă, nu mai vorbim de vulgata, în latină, nici, tocmai că din latină vine problema, nu precizează felul fructului. E un fruct, pomul ăla are... De unde vine confuzia? De la malus, care înseamnă atât rău, pom rău, ceea ce corespunde cu ce se întâmplă aici, cât și măr. Și a fost luată această semnificație, care însă nu se regăsește câtuși de puțin. Nici n-ar avea sens într-o zonă din Orientul Mijlociu, unde fructele cele mai, Orientul apropiat, unde fructele cele mai răspândite, fructele emblemă, nu sunt în niciun caz merele. Puteau fi, nu știu, smochinele. Deci, după care urmează pedepsa. Dumnezeu îi pedepsește pe cei doi, într-adevăr, spune, îți voi spori mulțindu-le durerile și geamături, în dureri vei naște copii, atrasă vei fi către bărbatul tău și el te va stăpâni, spune Dumnezeu. Pedeapsă, lui Adam îi dă pedeapsă, să te hrănești din pământ, muncindu-l cu sudoarea frunții și în pământ să te întorci, și mai departe. Pălămidă îți va rodi, spini cu iarba câmpului să te hrănești, aproape un blestem din partea lui Dumnezeu. De ce, Domne? De ce? Pentru că acești doi oameni au câștigat luciditatea. Luciditatea care este bunul cel mai de preț, după părerea mea, al omului. Ești om dacă știi cum stai. Ești om dacă ai conștiința propriei condiții. Dacă, asta nu o să știi niciodată, dar măcar încerci, dacă încerci în fiecare zi a vieții tale să știi, să afli cine ești. Ori acești doi oameni, asta, păcatul ăsta l-au comis. Nu e vorba aici de un păcat de natură sexuală,
Este ceva de mult mai mare anvergură. Este vorba de păcatul cunoașterii și mai grav de păcatul cunoașterii de sine pe care îl comit cei doi. E, și acum, ce face Dumnezeu în situația asta? Deci, ați făcut asta? Încă ceva. Păi dacă nu s-ar fi întâmplat asta, dacă nu mâncau din pomul ăsta, dacă nu erau izgoniți din rai Adam și Eva, cine n-ar fi existat? Iisus Hristos. Dacă rămâneau, l-ascultau pe Dumnezeu, nu mâncau din pomul cunoașterii, cei doi, stăteau în raiul ăla, în se-raiul ăla, în bula aceea, o veșnicie, nu mai exista crimă, nu mai exista păcat, nu că imediat vin Cain și Abel, acum, da, primii născuți. Nu mai exista această lume în care a venit Iisus să o mântuie. Iisus nu mai exista. Existența lui Iisus a fost făcută posibilă de păcatul cunoașterii, comis de Adam și Eva. Și ce face Dumnezeu în continuare? Spune, domne, acum au mâncat din pomul ăsta, dar mai e un pom în rai, pomul vieții. E, și spune Dumnezeu, iată, Adam a devenit ca unul din noi, deci a ajuns la statutul divin, cunoscând binele și răul. Și acum, ca nu cumva să-și întindă el mâna să ia roade din pomul vieții, să mănânce și să trăiască în veci. Pe ce înseamnă asta? Înseamnă imposibilitatea religiei. Dacă Adam ajunge să fie veșnic, dacă Adam nu mai cunoaște moartea, deci dacă omenirea nu mai moare, atunci nu mai există religie. Pentru că religia este posibilă numai pentru ființele muritoare. Nu există religie pentru nemuritori. Și ce înseamnă asta? Păi nu mai are nevoie Adam, dacă e nemuritor, luând din pomul ăsta și din pomul ăsta, atunci nu mai are nevoie de Dumnezeu. Este independent. Nu mai are nevoie. Da? Este practic egalul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, cel de aici din Biblie, pentru cine citește cu atenție capitol după capitol, Dumnezeu este foarte setos de a fi slăvit. Nu suportă cel mai grav păcat pe care poți să-l comiți, nu este să omori mari mase de oameni. Nu. Cel mai mare păcat este să ai alți dumnezei în afară de mine. Pentru oricare dintre noi e valabilă această poveste. Oricare dintre noi poate să trăiască într-o bulă, poate să trăiască într-o iluzie, până când, într-un moment al vieții lui, să vrea să știe, să rupă vălul ăsta al iluziei și să vrea să știe chiar cu prețul vieții sau cu prețul morții, dacă vreți, să știe cum stă și cine este.